Mai pe scurt, în Moldova avem politicieni și persoane publice pe care nu mai trebuie să le asculți ca să știi că vor minți. El încă nu a deschis gura, dar deja e clar că tot ce va spune e minciună, e cusut cu ața albă, e manipulare. Și avem în Moldova nu doar persoane publice aparte mincinoase, ci instituții întregi mincinoase. O astfel de instituție mincinoasă este Consiliul Superior al Magistraturii. Eu nu mai trebuie să-l ascult pe un poale lungi din acest Consiliu, ori pe președintele Micu, cu permanentul lui zâmbe de băiat nătâng. Eu știu din start că ăștia doi și ceilalți la alb vor spune că e negru și la negru că e alb. Din start. Iar dacă spun că luptă cu corupția din justiție, asta înseamnă că ei luptă cu puțini judecători cinstiți care au mai rămas în sistem. De unezi, această gașcă criminală de la CSM a vrut să arate tocmai asta, că luptă cu corupția, pedepsind însă 5 judecători practic nevinovați de la Curtea de Apel. Dar Curtea asta de Apel în frunte cu Pleșca nu mai trebuie să vă spun cât e de putre de coruptă. Uite, chiar și acolo, ca prin minune, au mai supraviețuit câțiva judecători cinstiți care s-au opus unor decizii ilegale. Și ce face poale lungi cu banda lui criminală? Tocmai pe acești câțiva judecători de acolo vrea să-i alunge din sistem, nu înainte însăși de a-i urmări penal. Vă mai amintiți de cazul Norma SRL de anul trecut, când statul era obligat să-i plătească drugului lui poale lungi, avocatului Berlinski, 27 de milioane de lei. Ei, uite că unul din cei 5 judecători pe care poale lungi vrea să-i alunge din sistem este Ion Secrieru, cel care a refuzat să-i facă pe plac lui Berlinski. Se eliberează acordul la pornirea urmăririi penale și trage la răspundere penală a judecătorilor Curții de Apel Chișinău, Anton Marina, Trăciuc Nina, Ciugureanu Mihai, Sicrieru Ion și Cotruță Iurie. Este o răzbunare din partea judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție care au anulat încheierea de corectare. Eu consider că aceasta este o răzbunare și pe doamna Anton, pentru că doamna Anton a participat și a examinat mai multe dosare cu rezonanță deosebită. Același judecător, Secrieru, împreună cu colega lui Marina Anton, o altă judecătoare din cei 5 pe care poale lungi vrea să se răzbune, a oprit un alt jaf. O companie din Ucraina a acționat neîntemeiat în judecată Regia Transport Electric din Chișinău, obligându-o să-i plătească despăgubire de 14 milioane de lei. O parte din aceste 14 milioane, vă dați bine seama, trebuiau să meargă în buzunarele unora de aici, nu din Ucraina, tot niște amici ai lui Poale Lungi, deci și în buzunarul lui. Judecătorii Ion Secrieru și Marina Anton au adoptat o decizie care l-au lăsat pe Poale Lungi și banda cu buzunarele goale. Credeți că Poale Lungi iartă așa ceva? În sfârșit, o altă companie străină, Roma Flores, din Letonia, a obligat statul nostru, pe nedrept, să-i plătească despăgubiri de 4 milioane lei. Acești Secrieru și Anton au adoptat o decizie judecătorească prin care statul nostru nu a trebuit să plătească nimic, numai că, după asta, dosarul a ajuns la CSJ-ul lui Poale Lungi, pe mâna amicului acestuia, Ion Druță, care a anulat decizia lui Secrieru și Anton, obligând statul nostru, adică pe noi cu dumneavoastră, să-i plătim lui, acestui Druță și lui Poale Lungi și celor din Letonia 4 milioane de lei. Marina Anton, care nu a vrut să mențină hotărârea lui Druță pe Aroma Flores din prima instanță, a devenit ținta unei răzbunări din partea acestui om, la fel ca și Ion Secrieru, care a fost unul din judecătorii care s-a împotrivit emiterii unor decizii legale pe cazul Norma. Un potențial dosar penal nu este nimic altceva decât o chimeră înspăimântătoare făcută de clanul Mihai Poale Lungi cu ajutorul CSM împotriva judecătorilor care sunt inconvenienți. Dar vă mai amintiți cum acest Poale Lungi îl susținea pe coruptul corupților, Finus Oleg Melniciu, chiar și după ce acesta a fost respins de Timov? Sau cum îl susținea de unăs pe neamul Plahotniuc, judecătorul Morozan? Mai pe scurt, repet, lupta cu corupția în justiție înseamnă pentru Poale Lungi și banda lui din CSM lupta cu puțini judecători cinstiți și susținerea judecătorilor celor mai corupți.